Standardele academice înalte și valorile creștin-morale promovate fac din grădinița Seventh Heaven un mediu sigur, cald și creativ pentru copiii dumneavoastră. Scopul grădiniței este să ofere copiilor o educație creștină, în care valorile biblice fie prezentate pe înțelesul lor, iar caracterul lui Hristos să se oglindească în fiecare dintre ei. Și pentru că Domnul are nevoie de lucrători echipați în via Lui, se pune centrul pe integrarea limbii engleze, folosindu-se la activități și programele de joacă. Programul nostru începe dimineața la ora 8 și se termină la ora 1, deci 5 ore avem program zilnic. Mai sunt câțiva copilași care rămân și după masă, dar sunt foarte puțini. Majoritatea vin dimineața și pleacă la amiază înapoi acasă. Și ce fac acești copii în grădiniță? Noi, cel puțin, încercăm să ne pregătim pentru școală. Învățăm cum să relaționăm în primul rând, iar apoi încercăm să dăugăm tot felul de cunoștințe care să ne ajute pe mai departe. Dezvoltăm mintea și inimioara, pot să zic și așa, că să învățăm sufletul, să învățăm să relaționăm. Fiind credință creștină, ce faceți în această privință? Încercăm să integrăm cât mai mult cunoștințe din domeniul religios în activitățile pe care le desfășurăm zilnic. De exemplu, în fiecare lună încercăm să alegem o temă care să se regăsească în Biblie. De exemplu, luna aceasta avem prietenia. Luna februarie este luna prieteniei. Chiar dacă este Valentine's, noi încercăm să aducem cealaltă latură a prieteniei, cum copiii pot să fie prieteni între ei, să fie buni unii cu alții. Putem să vorbim despre Domnul Iisus și ucenicii care erau prieteni. Și așa integrăm, este un exemplu de felul în care integrăm noi cunoștințe biblice. Cât de ușor este să lucrezi cu acești copii? Ce să zic, dacă îți place, e ușor, foarte mult te ajută ei. Mai ales în domeniul religios, acolo unde noi, adulți, nu știm cum să abordăm lucrurile pe mintea copiilor, dacă le punem lor întrebări, ni se deschide și nouă mintea mai ușor și mai la nivel, alt nivel. Cine e Dumnezeu? Este Creatorul Lumii. Creatorul Lumii? Și ce crezi? El te-a făcut și pe tine? Da. Și tu cum te rogi la Domnul Iisus? Da? Și ce îl rogi? Depinde ce lucruri sunt în această zi. Pe ăsta! De exemplu, astăzi m-am rugat ca să fie mutat și să îl ajute să îl vindece de tot. Și unde stă Domnul Iisus? În cer. În cer? Și cum îți imagini cerul? Ce crezi că e acolo? Acolo sunt îngerii și Domnul Dumnezeu Iisus. Și îngerii ce sunt? Ce fac ei? Ei sunt ca și vedeți al lui Dumnezeu. Cine e Domnul Iisus? Creatorul. Și ce face Domnul Iisus? Are grijă de noi, nu? Și unde stă el? În cer. În cer? Și ce e acolo în cer? Cum îți imaginezi că stă Domnul Iisus în cer? Are o casă mare sau cum stă? Mare. Are o casă mare? Și ce face el acolo în cer? Ne pregătește un loc. Ne pregătește un loc? Și când vorbești cu Domnul Iisus, cum faci? Ce îi spui? Ne rugăm. Astăzi pentru ce te-ai rugat? Pentru toți copiii, să vin toți copiii la grădini. Mă ajută să fiu cu minți. Mă ajută să fiți cu minți. Și te ascultă Domnul Iisus când te rogi. Și unde stă Domnul Iisus? În cer. Ce crezi? Unde stă Domnul Iisus? În cer. În cer? Și cum e cerul ăla? Cum ți-l imaginezi? Frumos. Te rogi când ești acasă? Da. Și cum te rogi tu? Poți să-mi arăți? Așa. Și cui te rogi la Domnul Iisus? Da. Și ce îi spui? Îi spun ca să fie cu noi. Cine e
Iisus? Dumnezeu nostru. Dumnezeu nostru. Și ce face El pentru noi? Tot felul de frumusețe. Ce stă Domnul Iisus? În cer. Și ce face El acolo? Pregătește o casă. Pentru cine pregătește? Pentru cine vrea să vină acolo. Cine vrea să vină acolo? Și oricine poate să vină acolo? Numai cine ascultă tot timpul de El. Ascultă de El? Da. Tu te rogi, Domnul Iisus? Da. Și cum te rogi, Domnul Iisus? Frumos. Frumos? Și ce rogi să facă? Să ne dea tu mai mult frumusețe și să ajungem la timp la grădini și să ne dea mai multe mâncare. Dar mi s-a stat sigură că mă ceri? Cu îngerii. Numai cu îngerii stă? Și cu cei care ascultă de ei. Domnul Iisus e tatăl nostru. Și are grijă de noi ca un tată, așa-i? Da. Și te vorbești cu Domnul Iisus? Da. Și ce îi spui? Îi spun tatăl nostru și atât. Și îngerașul. Și îngerașul. Când vine Emi aici, o să aibă grijă de tine. Nu l-o rog să aibă grijă de tine. Ba da. Și unde stă Domnul Iisus? În cer. Singur stă acolo în cer? Da. Singur stă. Și cu îngeraș. Și cum arată tu unde stă Domnul Iisus? E albastru plin de nori. Plin de nori? Da. Și Domnul Iisus stă pe nori? Da. Te spui cum arată îngerașii? Așa, cu arii prin spate. Cu arii prin spate? Și zboară? Da. Da? Și stă acolo în cer? Nu. Nu? Și unde mai merg că nu stau în cer? Merg la noi să ne păzească de visele rele. Cine-i Domnul Iisus? Dumnezeu. Dumnezeu? Și ce face El? Ne păzește. Da. De ce ne păzește? Acestia aceasta va exploda și cu tot. Ui, să meargă pe... Stai, să ne lovi explodarea asta. Da, tu ridicloasă. Vorbești cu Domnul Iisus? Da, da. Și ce îi spui? Cum vorbești cu El? Să știi că fetița... Frumos? Și ce îi spui? Ce vreau să facă? Vrea, știu. Să aibă grijă de tine, nu? Și unde este Domnul Iisus? Sus. Ce face El acolo? Stă singur? Da. Da? Dumnezeu cine? Ah, uite ce mașină am făcut acum. Tatălui? Uite ce mașină am făcut acum. Și tatăl unde stă? Stați. Care e programul acestor copii la grădiniță? Noi începem activitățile la ora 8 până la ora 13. Este programul scurt, programul normal al copilașilor de aici. Și începând cu ora 8, ei pot să vină, ajung cei mai mulți dintre ei, dar pot să ajungă și mai târziu, suntem mai flexibili. Apoi avem activități pe care le desfășurăm zilnic, cam în același mod, sunt de rutine.
până la ora 9:30 aproximativ lucrăm pe centre. Noi suntem organizați pe centru, avem centre de lucru, centru de matematică, centru de știință, centru de carte, de construcții. Lucrăm pe domenii experiențiale. Avem activitate matematică, fiecare zi un alt fel de activitate pe alt domeniu și în cele mai multe zile avem activități integrate pe mai multe domenii, activitate matematică sau pe domeniul limbă și comunicare, pe om și societate. Și încercăm, nu numai în această activitate, cât și în cercul de dimineață, să integrăm toate temele noastre și religios. Chiar dacă învățăm numerele, de exemplu, dacă învățăm numărul 1, putem să integrăm pe Dumnezeu cine este unul și numai unul, cine, sau dacă învățăm numărul 2, cine ne-a creat, cine a creat mâinile noastre și tot așa, apoi pe mediul înconjurător, cine a creat natura și încercăm în fiecare activitate să integrăm pe Dumnezeu. Se face și o activitate foarte drăguță și interesantă pentru copii, se numește Child of the Week și activitatea presupune ca un copil, în fiecare săptămână este un copil al săptămânii care își aduce o jucărie ferată, o scrisoare de prezentare și noi încercăm să descoperim jucăria adusă de copil care este într-o cutiuță sau împachetată și prin copila pune întrebări, copilul săptămânii răspunde și prin răspunsurile lui ne apropiem de a descoperi jucăria, de momentul descoperirii jucăriilor. Nu pot să zic că este greu, mie nu mi se pare ceva frumos, oarecum îmi este și la îndemână, îmi place ceea ce fac și mai ales să-L prezint pe Dumnezeu sub diferite forme, mai ales pentru ei într-un mod mai simplu, dar totodată autentic. Și chiar și pe aspectul moral, felul în care ne comportăm, ce ne comportăm așa, cum trebuie să ne comportăm unii ceilalți. Și noi mergem în fiecare lună, avem o temă lunară. Este luna februarie, dar se numește luna prieteniei. Și începem de la cine este prietenul nostru cel mai bun, cine este prietenul perfect, care niciodată nu ne dezamăgește, de exemplu, și este Isus. Și apoi noi învățăm de la Isus cum să ne comportăm și noi cu ceilalți. Sau, de exemplu, luna trecută am avut luna ianuarie, a fost luna curajului. Am învățat și învățăm în fiecare lună un verset biblic. De exemplu, luna aceea fiind luna prieteniei, învățăm un verset despre prietenul adevărat iubește oricând. Ce înseamnă că iubește oricând? Luna trecută am avut luna curajului. Și am învățat un verset din Isaia, nu te teme, căci eu sunt cu tine, eu îți mânajor. Și mai ales că la vârsta asta unor copii le este frică încă de întuneric, am învățat cum să depășească momentele acestea, să se roage, să știe că tot timpul Dumnezeu este cu ei și nu ce să le fie frică, îi păzește. Și avem luna bucuriei, luna iertării și toate aceste luni, având o temă oarecum, se poate foarte ușor integra religios, mai ales și învățând un verset biblic care îi nu doar că este un verset, nu este ales așa la întâmplare versetul biblic, este ales încât să poată să fie practic, să fie folosit de către ei, să le înțeleagă, să fie accesibil vârstelor. Vorbește Domnul Iisus. Cine e Domnul Iisus? Dumnezeu. Și unde stă El? În cer? Și cum e cerul? Cum e acolo? Ce face El acolo? Scrie. Dacă am fost răi, ce se întâmplă? Scrie cartea cu faptele rele. Între ciobulină neagră acolo? Și dacă am fost cu minți? Scrie în cartea cu faptele bune. Și primim ceva răsplată dacă am fost cu minți? Da. Ce ne dă Domnul Iisus? Se bucură. Dar cu ce mai stă El? Cu lașii. Cine e Domnul Iisus? Tatăl nostru. Și ce face El? Are grijă de noi? Și unde stă El? În cer. În cer? Și ce face acolo? Și noi scrie. Scrie? Ce scrie? Și trebuie să fim buni? Da. De ce trebuie să fim buni? Știi cine să așezați sala. Numai dacă suntem buni, se bucură de noi. Dacă să așezați sala, nu.
Cine stă? Căpeluie. Numai el cu îngerii? Da. Și Dumnezeu cine e? Dacă zici că ai voie. Cel mai puternic om. Și el unde stă? În cer. Tot în cer. Cu Domnul Iisus și cu îngerii? Da. Cine are grijă de tine? Domnul Iisus. Sus. Domnul Iisus? Și unde stă el? În cer. Cu cine stă el acolo? Singur? Singur. Singur și nu se plictisește? În cer. Cum arată cerul? Albastru. E albastru? Uh-huh. Îngerașii unde stau? Chiar sus. Tot în cer? Deschis. Uh-huh. Și ce fac ei? Zboară acolo. Numai? Uh-huh. Tu vorbești cu Domnul Iisus? Uh-huh. Și ce spui? Spun Domnul Iisus, mă rog. Și cum te rogi tu când te rogi? Pentru tine te rogi? Da. Și te rogi tu? Da. Iisus iubește pe fiecare, pe fiecare, pe fiecare. Iisus iubește pe fiecare, Iisus iubește pe toți. Iubește părinții, iubește copii, mă iubește pe mine, te iubește pe tine. Iisus iubește pe toți. Potrivit programei învățământului preșcolar, se urmărește în mod accentuat dezvoltarea capacității copilului de a învăța. Se pune accent, bineînțeles, și pe sănătate, igienă personală, comunicare, științe, cum ar fi matematica, cunoașterea mediului, dar cel mai mult se accentuează dezvoltarea capacității copilului de a învăța. Învățământul preșcolar e oarecum prima treaptă care îl pregătește pe copil pentru învățarea și pentru educația formală. Și anume, informația nu mai vine așa în mod neorganizat, ci totul se desfășoară printr-un proces. Activitățile de învățare sunt organizate, sunt realizate conștient, sistematic, și în momentul în care copilul intră în educația formală, în mediul de învățare obligatoriu, atunci el învață să învețe. Cum să învețe, ce să învețe, când să învețe. Răspunsul este cu siguranță da. Educația are ca o finalitate integrarea individului în societate și formarea unor caractere care să răspundă potrivit, aș spune, cerințelor actuale sau cerințelor de perspectivă ale societății. Și acum să ne întoarcem un pic la cerințele societății. Am spus să răspundă potrivit, nu am spus negativ sau pozitiv. De ce? Să ne uităm și la aspectul societății, să o analizăm un pic. De ce trebuie să răspundă elevul și copilul creștin potrivit? Pentru că trăim într-o societate care e inundată oarecum, e intoxicată de un gaz al relativității și prea puține persoane sunt care să stea, articuleze ceea ce este bine, ceea ce nu este bine, ceea ce e artistic pentru mine poate fi lipsit de semnificat pentru alții, totul este lativ. Și atunci de asta se pune accentul, să-l învățăm pe elev ce să învețe, ce să aleagă, să-l ghidăm, să-l transformăm pozitiv. Roadele nu se pot vedea neapărat la momentul actual, în momentul în care un copil de grădiniță
Nu poți să-l compari cu unul din mediul necreștin, dar vremea roadelor va veni și se va vedea pe parcurs. În momentul în care investești cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care copilul crește într-un mediu creștin, se vede o foarte mare diferență între cei care au crescut într-un mediu creștin și cei care nu au crescut într-un mediu creștin. Chiar mergeam cu liceul nostru creștin prin biserică, slujim, duminica aceasta chiar, și domn director menționa anumite aspecte pe care le-a spus o elevă de nota 10 de la noi din liceu și zicea, oarecum sublinia faptul că vorbele urâte s-au terminat. A găsit un mediu în care poate să se manifeste ca și un creștin. Rugăciunea nu mai este ceva, un subiect de care să-ți fie rușine să vorbești. Și asta ne-a încurajat foarte mult. Bineînțeles, educația pe care o facem noi aici nu se axează doar pe educație morală, ci încercăm să atingem toate obiectivele educației, să ajungem la idealul educației, să facem educația de calitate. Ceea ce spunea eleva noastră ne-a îngrajat și ne-am dat seama că mergem pe un drum bun, că chiar dacă acești copii mici încă nu pot să spun că au o conștiință morală și o conduită morală bine definită, ne dăm seama că rezultatele se vor vedea pe parcurs. Am lucrat atât în mediul creștin, acum lucrez în mediul creștin, am lucrat și într-o școală necreștină, dar nu pot să spun, dacă iau doi copii, unul la perioada 5-6 ani și celălalt tot la 5-6 ani, din mediul laic, din mediul creștin, nu pot să spun că e o diferență foarte mare. Inocent e și unul, inocent e și celălalt. În schimb, diferența se va vedea în timp. Cred că cel mai mult înțeleg copiii exemplul pe care îl dăm, modul cum ne raportăm la anumite situații, felul în care răspundem la anumite provocări, reacțiile noastre, chiar acțiunile noastre. Îl avem pe Domnul Iisus, marele nostru învățător, marele nostru educator. Biblia însă și e o carte, e un manual, aș putea să spunem, de educare, de la Genesa până la Apocalipsa. Dar cel mai important pentru un copil este să vadă comportamentul nostru. Cel mai bun mod în a-L descoperi copiii lui Dumnezeu este exemplul nostru. Nu mi-aduc aminte niciodată ca mama mea să-mi spus, fă așa, roagă-te sau cântă. În schimb, mi-aduc aminte când o auzeam pe se roagă sau că spală vasele și între timp și cântă. Și cred că exemplul, modelul, e pentru copii cel mai important. De ce ai ales tu să fii învățătorul? Pot să spun că n-am ales eu. Clasa a 8-a, în momentul în care se dădeau admirile pentru liceu, aveam alte planuri. Aș fi vrut ceva. Ce credeam eu că e potrivit pentru mine atunci, biochimie, aveam planurile respective și dirigintele meu de atunci a întrebat dacă nu dă nimeni pentru vocațional, nu vrea să aplice cineva pentru pedagogic și mi-a surus ideea, învățătoare, educatoare, îmi plăcea mult educatoare, îmi plac copiii și nu știam că în momentul în care ești admisă la profilul vocațional, la pedagogic, gata, ai fost exclusă de pe lista cealaltă. Și am intrat. Am fost admisă. La început a fost mai greu. Nu prea mi-a plăcut în primul semestru. Abia când am început practica observativă și predarea efectivă, când am fost provocată de pe o săptămână pe alta să fac proiecte de lecție, să mă prezint în fața unor
unei clase copii ca o învățătoare sau ca o educatoare, a început să-mi placă și am dat seama că a ales Dumnezeu pentru mine și îi mulțumesc. Niciodată nu am gândit că o să ajung învățătoare și la un liceu creștin. În momentul în care am terminat clasa 12-a, am dat examenul de titularizare și doream să fiu educatoare ca la început. Le picase serverul cel din Satomară unde am dat eu examenul de titularizare, am fost sunați personal, toți candidații au fost sunați să vină să-și recompleteze fișa. M-am prezentat să recompletez fișa respectivă, dar am omis materiile din care trebuia să dau examen. Și era singura în sală de examen, eram singura care dădeam pentru educatoare, spuneam eu. Restul toate erau în jurul meu, erau învățătoare. Și mi s-a părut un pic bizar. Știind că mama ar fi mers mai mult pe învățătoare și a spus, hai Nelly, e fain învățătoare, o să-ți placă mai mult și ție, nu că eu educatoare. Mama a postit și s-a rugat foarte mult pentru mine ca eu să excelez în ceea ce fac și să iau un post de educatoare sau de învățătoare. Ea vroia învățătoare. În momentul în care am văzut că sunt în sala de examen cu subiecte pentru educatoare, normal că am semnalat supraveghetorii și am zis că s-a întâmplat o eroare. Și mi-au adus fișa, mi-au arătat, uite, ai completat materiile respective și am spus, atunci hai să schimb, aducându-mi aminte că mama mi-a postea pentru mine și a vrut mai mult învățătoare, am gândit, poate e voia Domnului să dă pentru învățătoare. Au venit subiectele, le-am scris cele de învățătoare și am luat examenul de titularizare. Pentru mine nu mai este un loc de muncă. Pentru mine a devenit un stil de viață. Mă trezesc în fiecare dimineață și văd așa de micuți că se plimbă pe holuri, așteaptă să mă vadă și abia aștept să-i văd și eu și pare așa foarte ideal. Chiar e ideal, credeți-mă, și mă lovesc de ei pe holuri în fiecare zi. Îmi demonstrează în fiecare zi că sunt capabilă de răbdarea sfinților. Mă determină sau nu să le accept scuzele pentru teme nefăcute sau nefăcute în grabă. Cu toate astea, îi iubesc. Sunt copiii cu care petrec 4 ore pe zi, uneori 5. Sunt copiii pe care îi ascult, care aduc în fiecare dimineață motive de rugăciune, care îl implică pe Dumnezeu în orice pas al zilor și asta e foarte important pentru mine. Fiecare zi începe cu rugăciune. Copiii sunt motivați, sunt stimulați să-și pună toate motivele de rugăciune în momentul de organizare de dimineață. Împărtășim lucrurile mai azi luni, când trece weekend. Au foarte multe de împărtășit. Ei îl văd pe Dumnezeu în orice amănunt din viața lor și asta e foarte fain, asta e foarte important pentru ei și pentru mine. Ne rugăm în fiecare zi. Se repetă multe cântece învățate de ei la școala duminicală. Dacă un copil învață un verset și dorește să-l spună în fața clasei, e o încurajare și pentru mine și pentru copii. Dacă au slujit la biserică, spunând o poezie, o spun și la lecția de lectură. Cel mai mult mi-a plăcut când am învățat la matematică și explorarea mediului, am făcut o lecție de interdisciplinaritate cu matematică și părțile corpului. Și în momentul în care ei au văzut în imagini, au intuit unde este inima, unde sunt plămânii, la un moment dat unul din copii a spus, extraordinar, cum le-a pus Dumnezeu așa de bine pe toate. A fost pentru mine foarte încurajator și mi-am dat seama că chiar din imaginea aceea simplă, care era de fapt animată, nu era o imagine care se exprimea foarte bine realul, copilul respectiv a putut să vadă pe Dumnezeu. De curând am avut un incident mai puțin plăcut, un incident mai păgubos, un incendiu s-a iscat în vecin și a afectat partea de hol de la clădirii noastre.
Și toți copiii, auzindu-i acasă pe părinți, s-a întâmplat în vacanță. Dar auzindu-i acasă pe părinți că s-a întâmplat un incendiu la școală, când au venit în clasă și s-au uitat că sala noastră e neafectată, au zis, haide să mulțumim Domnului că n-au ars fiicele noastre și lucrările noastre și toate realizările care le-au pus ei în sala de clasă. Le transmit că e foarte important să-și crească copii în spirit creștin. Acum, lucrând la o școală creștină, bineînțeles că aș opta să-și trimită copiii și la o școală creștină. Dar educația în spirit creștin începe acasă. Și le transmit că e foarte important să dească în inima lui cuvântul lui Dumnezeu și totodată să le dea exemple potrivite. Apostolul le spunea, părinților, creșteți-vă copiii voștri în temerea, învățătura și înțelepciunea Domnului. Astfel, o viață sănătoasă, trăită cu înțelepciune, este cichidată de cuvântul lui Dumnezeu.